Astăzi a fost o sărbătoare deosebit de frumoasă și cum vă reiteram cadrul Sfintei Liturghii, câteva momente ce a făcut posibilă sărbătoarea de astăzi. De asemenea, v-am scos în evidență bucuriile crucii, care au fost cel puțin trei. Iertarea, Doamne iartă-le lor că nu știu ce fac. Apoi, deschiderea raiului pentru tâlhar. Astăzi vei fi cu mine în rai și avem nădejde că și pentru noi va deschide raiul atunci când va fi să plecăm din această viață. Și încredințarea. Credințarea ucenicului iubit, Maicii Domnului și prin el pe noi pe toți ne-am credințat Maicii sale, dar și invers, încredințarea Maicii sale ucenicului iubit, ceea ce înseamnă că ne-am credințat-o și nouă. De aceea se potrivește Evanghelia de astăzi cu ora filocalică, momentul de filocalie, în care o să vedeți că Sfântul Simeon, nou teolog, filocalie volumul 6, vorbește despre înlăturarea, eliminarea sau alungarea fricii prin credința în Iisus Hristos și-L răstignit și în viață. În versetul 65 pe care l-am făcut săptămâna trecută, ne-a scos în lumină o idee excepțională, și anume că atunci când dorim cu tot din adinsul să ne schimbăm viața, să pornim cu fapta cea bună, ca nu cumva să ajungem la saturație, la întrebarea, dar Doamne, până când, întâi să punem picătura de iubire. Și pornim cu iubire, vom ajunge până la sfârșit ca să facem fapta cea bună, așa cum vorbește Părintele Cleopa despre răbdare. Răbdarea nu până la prășit, ci până la sfârșit. Sfântul Simeon leagă lucrarea aceasta de a face fapta bună de lipsa trândăviei și arată în următoarele versete cât de mare este și grea trândăvia pentru cei care o au. Trândăvia și greutatea trupului născute în suflet din lene și negrijă ne depărtează de canonul obișnuit și aduc în cugete întuneric și descurajare. Cum foarte greu poți să vorbești societății de astăzi de un canon. Greu de vorbești de cruce, de jertfă. Pentru că foarte mulți sunt învățați doar cu distracția și cu lucruri ce țin de ea. Și atunci, totuși, trebuie să fim foarte atenți pentru că și trupul, observăm și sufletul, orice societate am trăit, evumediu, modernă, postmodernă, contemporană, are nevoie de aceleași elemente de hrană. Dacă calea, să zicem, trupului este știința, filozofia, filologia, artele, muzica, prin aceste ancore, iată că trupul cumva se ancorează într-o lume mai presus de lumea cea văzută. Dar calea Domnului este postul, rugăciunea, mersul la biserică, povedania, peștania, masul, preoția care vor să facă preoți, căsătoria pentru cei care vor să stea împreună și alte lucruri ce țin de cult. Și de aceea spun că trebuie să ne ferim de trândăvie, de negrijă, ca nu cumva să ajungem în întuneric și descurajare. Cât de greu este ca să vorbești cu omul care e descurajat, care e îndoielnic, care e intrat în panică, în frică, poți să ajungă la căderi psihice și greu poți să-l mai scoți din lucrarea respectivă. De aceea, încă atunci când apar în pașă trândăvia, greutatea trupului, lenea sau negrija, ar trebui să le alungăm. Ori alergând la crucea lui Hristos, văzând cât a făcut El pentru noi și cât de puțin facem noi pentru noi, dar pentru Dumnezeu mai nimic, ori alergând la un duhovnic, la biserică, la spovadă,
Și așa putem să ieșim din unele ancore, mai bine zis, nu ancore, ci din unele mreje ale păcatului. Așadar, cunoscând deci pricina și izvorul de unde ți-au venit acestea, intră cu siguranță în locul obișnuit al rugăciunii și căzând la iubitorul de oameni Dumnezeu, roagă-te din inimă cu suspinuri, într-o durere și cu lacrimi, cerând izbăvire de povara trândăviei și a gândurilor rele și ți se va da dumneavoastră ție celui care bași și dăruiești costeneală izbăvirea sau slobozirea sau mântuirea din aceste gânduri care pot să te bântuie și de care nu poți să scapi. Mântuirea, de fapt, este o eliberare, așa se definește în catehism, care a citit catehismul și ne facem marțea oră de catehism, din robia păcatului, eliberare din robia păcatului, asta înseamnă mântuire. Dobândirea vieții veșnice. Deci are o parte negativă, te se eliberezi de rău, și are o parte pozitivă, trebuie să dobândești binele. Exact cum ar spune și psalmistul, ferește-te de rău și pe binele, caută pacea și urmează pe ea. Și acum apare problema aceasta a fricii, care, sigur că izvorăște din păcate, din inima necurată. Dar spune despre cel ce a dobândit, de fapt, inima curată, a biruit frica. Este, de fapt, ceea ce cere munte, în Psalmul 50. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule, Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. De aceea, putem să observăm că părinții bătrâni, pe care am mai prins și eu și dumneavoastră, Arsenie Papacioc, Părintele Ilarion Argatu, Cleopa, Părintele Paise Duhovnicul, dădeau sfaturi ca zilnic să facem Psalmul 50. Alții dădeau sfaturi să fie combinat cu Tatăl nostru, întâi Psalmul 50 și crezul. Pentru că dacă în Psalmul 50 cerem acele deosebite daruri pe care dorim să ne le dea Dumnezeu, Psalmul 50 ajută în sensul acesta, dar crezul este acela care îți dă starea de entuziasm, de optimism. Ești în legătură cu Dumnezeu în Sfânta Treime, pentru că crezul expune taina Sfintei Treimi. Cred într-un Dumnezeu Tatăl, cred și în Domnul Iisus Hristos și într-un Duhul Sfânt, mărturisesc un botez într-o biserică, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Adică aștepți ceva de la viața aceasta, adică să dobândești eliberarea și mântuirea, așa cum spuneam. Deci, inima curată este aceea care biruiește frica. Cel ce nu are inima curată, aici e biruit de frică. Dar cel ce nu luptă nici de cum, sau nu simte deloc că e prieten al patimilor, ca dracilor și deci, mai adaugă la boala slavei de șarte și boala închipuirii de sine, socotind că este cineva, fără să fie nimic, sau e robul și prada fricii, tremurând ca un prunc, cu cugetul și având frică acolo unde nu trebuie să fie frică, pentru care se tem de Domnul. Deci aici apare în balanță două. Ai teamă de Dumnezeu sau ai teamă de cel rău. În momentul în care ai curățirea firii, a inimii, a minții și a gândurilor, atunci această inimă curată alungă frica. Dacă ești un om păcătos, vei tremura ca un copil mic pentru orice și observați că de aici vin fibrilațiile, te dai peste cap, panica, stresul și toate celelalte datorită păcatului. Și atunci putem să punem în balanță frica de Dumnezeu sau frica de cel rău. Păcătuiesc că mi-e frică de cel rău. Există și gândul acesta, sau foarte mulți chiar au dus în teologie o idee care nu-i prea ortodoxă. Adică păcătuiesc ca să am ce spovedi. Vă dați seama ce e de parcă dacă nu ai păcătui, n-ai avea ce să spovedești. Și de lucrul acesta să încercăm să ne ferim. Cel ce se teme de Domnul nu are frică de asaltul dracilor, nici de neputințele lor, dar nici de amenințările oamenilor răi, când întregime ca o flacără sau ca un foc arzător ce se bate zi și noapte de jur împrejur locurile ascunse și întunecoase și pune pe dragi pe fugă. Acum, frica de Dumnezeu trebuie înțeleasă ca o emoție, nu în sensul acesta ca și în
mistrețul cu cos de argint fioros, nu? Se frică de mistreț, se frică de urs, de lup. Trebuie să ai emoție în sensul în care vorbește și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, când încheie în relația între biserică și Hristos, cea relație trebuie să fie între bărbat și femeie, și la urmă încheie apoteotic apostolul de la cununie, iar femeia să se teamă de bărbat. Atunci am văzut că se mai poteau așa, vezi, până acolo. Și e vorba despre o emoție sfântă, în sensul în care știm că Dumnezeu a iubit așa de mult lumea încât pe unicul Său Fiul a dat ca tot ceea ce crede în El să aibă viață veșnică. Și asta din Ioan 3:14. Și dacă a iubit lumea atât de mult, înseamnă că și noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Da, și-a dat unicul Său Fiul. Și atunci avem o emoție oarecum ca nu cumva să nu răspundem cu aceeași monedă a iubirii pe care Dumnezeu a arătat-o și ne-a dat-o nouă. Aceasta este și frica femei față de bărbat. Dacă bărbatul are dragoste jertfenică, precum are Hristos pentru biserică, ea este biserică atunci și trebuie să răspundă cu aceeași monedă a iubirii a bărbatului față de ea. Cei ce umblă în frica de Dumnezeu, chiar dacă petrece în mijlocul oamenilor răi, nu se teme. El are în lăuntru său frica de Dumnezeu și poartă arma nevinovăției a credinței, cu care poate să le împlinească pe toate, chiar și pe cele ce par grele și cu neputință celor mulți. Observați că îndoiala aduce și frică. Nu trebuie să avem îndoială pe verticală, adică îndoială în relația cu Dumnezeu, că aceasta aduce îndoială și în relația cu celălalt. Și atunci de bună seamă că ne dăm puțin peste cap. Ce spuneți? Zice că cel care umblă în frica de Dumnezeu va avea credință și va înlătura frica cu arma nebilită a credinței. Și atunci se vor înlătura și neputințele și gândul că nu se putea împlini rostul pe pământ. Acum, în versetul ultim care îl facem, din nou apare această relație cu Dumnezeu care înlătură frica de lume, frica de diavol, frica de păcat. Să nu te miri dacă stăpânii de frică tremuri de toate, adică pentru toate, căci ești încă nedesăvârșit și lipsit de tărie. Te tem ca un prunc, cum se teme pruncul de mormoloci. Căci frica este o boală copilărească și vrenică de râs a sufletului iubitor de slavă de șarpă. Într-adevăr, și eu am pățit așa și alții, faptul că atunci când ești plin de mândrie, de slavă de șartă, ți-e frică să nu cazi cumva din starea care o crezi tu, că ești sus. În momentul când ești merit, atunci nu înseamnă că ești prost. Poți să fii inteligent, poți să-ți îndrepți inteligența și puterea să plătești către bine, să ajungi la înțelepciune, la simplitate, la sfințenie. Omul mic, merindu-se pe sine, încape pe calea cea strâmtă, care trebuie să o căutăm. Omul care își dă aere și e mare, poate să meargă doar pe calea cea largă a păcatului. De aceea trebuie să fim smeriți, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. De aceea trebuie să fim foarte atenți de faptul acesta, că frica este mai ales în sufletul iubitor de slavă de șartă. Nu cumva să-l ocărască cineva, nu cumva să-l spună de rău, să-l asalteze, să-și vede întrebări, să nu știe să răspundă, observați în diferitele interviuri. Și în felul acesta, omul care este smerit, se crede la bază, se crede jos, de unde n-are unde să mai cadă. Și crezându-te că ești cel mai păcătos, dorești pocăința. Crezându-te că ești sfânt, decât simți nepocăiți, mai bine păcătoși care să căiesc pentru păcatele lor, spune Sfântul Ioan Scăraru în scara sa. Lucrul acesta să luăm în seamă și de asemenea ceea ce încheie acest verset, față de acest drac al iubirii de șarte și a slavei, să nu cauți să te folosești de cuvinte și de contrazice, căci cuvintele nu folosesc nimic sufletului care tremură și se clatină. Lăsându-le pe acestea, smerește-te cu toată puterea în gândirea ta și vei vedea cum dispare și slava deșartă și frica față de ziua de mâine.
Sunt 225 de capete, dacă vreți până dimineață le putem citi pe toate. Dar am spus, și aceasta este tradiția, ca în fiecare seară de vineri să luăm această filocalie care înseamnă iubire de frumos. Kalos înseamnă frumos. Aici vine cuvântul cal, kalos. Frumos. Și am ajuns la filocalie volumul 6, Sfântul Simeon, nou teolog. Sunt trei teologi care poartă acest nume. Ioan, evanghelistul teologul, Grigore, teologul, Simeon, nou teolog. Nu este ușoară, dar este extraordinar de frumoasă și folositoare pentru noi, pentru sufletele noastre. Amin.